tuturor, astăzi suntem la Panevegio Passurole, la o altitudine de 1500, cred că noi suntem acolo. Ecco, noi suntem aici. Da, aici suntem. Și o să mergem până undeva pe aici. După aia la întoarcere, cred că o să fac pasovare. Și fac acolo la munte și mă întorc și da, uite. Deci de aici o să mergem până sus și vedem vârful ăsta de munte, care sunt amândouă aproape de 3000 de metri. Ajungem aici. Asta o să-l vedem, 3200 de metri. Noi o să vedem chestia asta de aici. După aia de aici coborăm în jos. Da. Și mergem pe Passo Valle. Să ne întoarcem înapoi prin toate curbele ăștia și ne întoarcem pe Passo Valle. E un pas liniștit și destul de frumos de vizitat. Acum aici vreau să vă arăt cerbi. În practic aici e plin de cerbi înăuntru. Și cică, noaptele ar da drumul. Cică. Bă. Acum văd că sunt toți acolo unde le... Vezi, dacă dimerești, sunt foarte mulți. Acum două săptămâni am făcut aproape de casă două accidente, două mașini distruse complet din cauza cerbilor. Acum cu iarna au început să coboare din vârful muntelui. Încep să coboare jos, unde e iarbă. Și sunt destul de periculoși pentru mașini. Mai ales că o sar din toate părțile și că se sperie. A nimerit unul de s-a speriat și era să dea mașină. L-am oculit, dar degeaba m-a alergat. Nu ai voie să dai de mâncare la animale. Don't feed the animals. Perché? De ce să nu le uite ce drăgălași sunt? Acum începe să le cadă blana aia de iarnă urâtă și jos iese aia frumoasă. Se distrează asta acum cu motocrossul. Practic, cu motocicleta am început de anul trecut să merg. Nu e de mult timp. Am nici un an de permis de motocicletă cu mai puțin de 5000 de kilometri sub șa. Deci nu e că am făcut foarte mult. Dar... Ce șmecherie! Încet să mă obișnuiesc. Și asta e prima chestie de conduc pe două roți. Până acum am condus mașină de când am 19 ani, în fiecare zi. Deci cu strada nu am probleme și cu regulile de circulație și toate alea. Unica problemă care o am e cu două roți, e mai greu de echilibrat. E tot o altă treabă să conduci o motocicletă sau o mașină. Sunt două chestii total diverse. Și încet învăț, accept consilii de la toți noi, că nu e ușor, e o chestie să spui și cu totul alta să faci. Sau te uiți pe internet și vezi, că e ușor. Nu e așa ușor, că după aia cum prinzi puțină viteză, îți vine o curbă care nu te aștepți sau ceva de genul ăla, deja acolo nu mai știi cum să reacționezi. Intri în panică, poate frânezi, cazi, sunt foarte multe accidente stupide pe internet care demonstrează chestiile astea. De-aia prefer de mai multe ori să merg încet, mă uit la peisaj mai bine decât să merg ca nebunul și după aceea să fac un accident, poate nici nu mai ies de acolo. În fine,
vreau să vă arăt vârful ăsta de munte. Deci e incredibil de frumos. Și liniște. Sper să nu se audă vântul în microfon. Băi, dacă vă place ceea ce fac, ceea ce filmez, dacă aveți sugestii, idei, orice, scrieți în comentarii, accept orice critică, orice comentariu și încerc să răspund la toți. Ce altceva să vă zic? Da, dacă aveți sugestii sau ceva, orice nou. Pentru unii e prima dată când fac video, e prima dată când am un canal, deci nu am nicio experiență cu așa ceva. Cred că facem o chestie, să mutăm. Ceau. Goddamn, I really must be tripping. This feel like fucking heaven after stressing, second guessing, check it. Kanye said my presence is a present. Homie, here you are, living in the future like the Jetsons, trying to be a star. Scheming on my network, watch me guard my net like Kevin. I don't fuck with ugly girls, I can't disrespect my weapon. This my statement, my confession. They just sweet like every seven. I be spitting cigarette and I record a smoking session. Seen that rollie a good time. It was at this moment that he knew he fucked up.